înseamnă postul din punctul tău de vedere, întâmplător te și pricep la domeniul ăsta. Nu te întreb așa degeaba. Mulțumesc pentru întrebare, în primul rând, pentru că sper ca oamenii care o să ajungă să vadă videoclipul să și folosească informațiile și o să ajungă exact la cine trebuie informațiile. Dar am avut multe întrebări în ultima vreme și chiar de la prieteni apropiați care mă întrebau, dar noi ce mâncăm în post? Și mă gândeam câte puține lucruri de fapt scoatem din alimentația noastră, adică carnea, brânza, lactatele, da, ouăle și toate produsele care conțin aceste lucruri și câte multe rămân de fapt. Dar oamenii de fapt sunt în prim plan, au alimentele de origine animală și foarte puțin pun, dau aceeași valoare celorlalte alimente. Vorbim de vegetale, fructe, cereale, sunt atât de multe, Ramona, încât, sincer, mie mi-este greu să mă gândesc că aș putea să le mănânc pe toate în perioada postului. Atât de multe sunt. Și ce înseamnă postul este diferit pentru fiecare. Și exact cum ai spus și tu, în funcție de religie sau de credință, unii o privesc ca pe pedeapsă pentru că n-au înțeles ce este postul, din păcate. Nu a fost și nu este niciodată o pedeapsă. E o binecuvântare. Dacă reușim să ne punem mintea la treabă și să nu mai lăsăm să dea ea comenzi fără ca noi să fim de acord, o să reușim ca într-o lună jumătate să facem niște schimbări fiziologice în corp pe care o să le observăm foarte clar după, foarte clar. În ce condiții? În condițiile în care noi nu mâncăm pâine cu pâine, cum ai spus tu, da? Vorba bine. Adică sunt foarte multe produse pe care putem să le mâncăm, iar uleiul, bun, de altfel, dacă suntem atenți, exact cum se spune și în calendarul ortodox sau oricare, este dezlegare la un de lemn. Adică noi nu mâncăm ulei în fiecare zi. Oamenii mănâncă de post, dar mănâncă cartofi prăjiți cu pâine sau nu știu ce chestii, iar unde sunt foarte multe, foarte mult ulei. Păi și atunci, noi cum ajutăm, de fapt, să... Oricum ficatul asta face, da? Detoxifică. Dar în momentul în care sunt multe grăsimi, noi îl îngreunăm. El e uzina noastră principală care își face treaba. Dar își face treaba și în niște condiții mai optime. Adică poate funcționa mai bine dacă noi îl susținem. Și dacă tot ținem post, ar fi bine să ținem cine își dorește. Deci asta ține de fiecare. Dar acum vorbim din punct de vedere alimentar. Să ținem și acele dezlegări la un de lemn, pește și vin. Nu mâncăm, unii spun fructe de mare. O să mănânc fructe de mare. Ok, mâncăm fructe de mare. Mâncați în fiecare zi din partea mea. Dar dacă chiar vrei să o ții ca la carte, să se uite în calendarul ortodox și o să vadă exact zilele cu dezlegări. Postul Crăciunului e un post ușor, Ramona, nu e un post atât de greu. Postul Paștelui este mult mai greu. Și dacă reușim să vedem, uite, cât de multe chestii putem să facem la cuptor, cum ar fi legume la cuptor, care au atât de puține calorii și sunt atât de bune și poți să pui pe deasupra, de exemplu, diferite semințe sau condimente. Condimentele nu au calorii. Pune curry sau piper, sare, ce vrei tu. Cu sarea nu trebuie să exagerăm. Dar sunt foarte multe variante de la cuptor, da? Unde nu trebuie să folosim ulei. Sau la abur, sau fierte. Sau varianta de eu, de exemplu, am început postul, bineînțeles, pentru mine este foarte important. Încep cu fructe dimineața. Nu, încep cu un pahar cu apă caldă cu lămâie. Nu este pentru slăbit, deci încă o dată, este pentru că mie îmi face bine și eu mă simt bine. Nu-mi dă aciditate, mă ajută să ies afară. Pentru mine este minunat. Fiecare poate să încerce. Iuliana, încep... un pahar de 250, înțeleg că apa nu trebuie niciodată să fie rece, atenție! Niciodată. Și nici fierbinte. E călduță. Nici fierbinte. Să fie călduță. Și exact. Dacă poți și duci, storci puțină lămâie. Da. Pentru cine nu are probleme cu stomacul, e o jumătate de lămâie la 250 ml de apă. Minunat. Dacă vrem și o lingură de miere de albine, ca să fie practic o băutură energizantă, nu este nicio problemă. Dar să nu fie fierbinte, pentru că mierea nu mai are același rol când o folosim în fierbință. Și după ce beau paharul ăsta, spun exact o rutină pe care o am eu. Eu încep prima mea masă, care este o masă de fructe. Regulă. Am un an și ceva, nu contează că-i post, că nu-i post, prima mea masă este de fructe. Pentru că eu vreau să curăț toate rezidurile de peste noapte, să curăț limfa și să o ajut cumva să elimine, da? Tot ce... Ea asta face oricum limfa, duce mizeriile, le scoate afară din corp. Liliana, atenție! Pentru că e foarte important acest detaliu. Putem mixa un bol cu fructe sau este secret să știm să mixăm un fruct cu un anumit fruct? E vreo regulă aici? Sunt anumite reguli, dar am să spun sincer, Ramona, că în general, regulile astea le spun așa în general, e să putem combina fructele care sunt mai alcaline, da? Adică mai puțin acide,
Okay. Să le mâncăm separat. Când mâncăm acid, mâncăm acid. Adică portocală cu grefă, cu lămâie, astea merg împreună fără niciun fel de problemă. Okay. Ananasul e acid, restul fructelor de pădure, de exemplu, zmeură, afine, le mâncăm împreună, astea sunt semi-acide. Dar, hai să-ți spun de fapt ce e cel mai important. Mâncăm și după, dacă vedem că avem oarecare un inconfort la stomac, da? Adică ceva nu este ok din anumite combinații, s-ar putea ca regulile pe care sunt scrise și pe care le-am învățat și eu să nu fie adaptate. Da? Poate tu te simți bine să mănânci, nu știu, portocală cu morcov, bine, astea chiar merg împreună. Dar ca idee, știi, să zicem că sunt oameni care au anumite chestii, suntem unici, suntem atât de particulari încât toate regulile astea de nutriție, să știi... Ne mai adaptăm și pentru noi. Mhm. Da, adică nu putem să spunem că sunt niște chestii date. Și eu încep cu chestia asta, după care, dacă pentru mine se întâmplă să mănânc la ora 11-12, îți spun sincer, mai mănânc la 4 încă o dată. Și la 4 îmi fac de obicei ceva la cuptor, că simt nevoia de ceva cald. Și mi-e foarte ușor să pun niște legume. Și îmi place să mănânc ciuperci, chespleu rotus, șampignon, ori de care. Și să pun, acolo pot să pun și cartofi, dacă vreau cartof dulce sau cartof normal. Dar la cartofi avem un pic grijă. Nu sunt foarte calorici. Mai ales dacă noi facem cu ulei, lumea se sperie. Dar ei sunt buni, dar dacă îi pui la cuptor sau dacă îi fierb. Și o cantitate rezonabilă. Am observat că supele, creme sunt de nelipsit din alimentația, mai ales a persoanelor care au niște probleme la stomac sau cu greutatea. Ele nu fac rău și din contră, combinațiile sunt extrem de ușor de făcut, de combinat, poți să combini orice cu orice, legumele nu se supără între ele. Da. Și încă o chestie foarte faină e că se digeră foarte ușor. Adică, dar e cu dute vinul. De ce? Pentru că mulți după ce o să mănânci o supă cremă, o să simtă foame de nou. Adică e așa o chestie, ori mai mănâncă ceva după, da? Poate să mai mănânce o sălățică sau ceva, ori poate să mănânce două boluri de supă. Atât de puține calorii sunt în supă, dacă e de post, stai să revenim, pentru că s-ar putea să fie și o supă în care mulți pun smântână, Ramona, și aia s-a transformat în altceva. Corect. Pui smântână, nu mai e, că sunt multe, sunt gustoase, dar trebuie varianta simplă. Atentă, paranteză, există, trecem puțin, dar discutăm mai încolo, despre produsele vegane, smântână vegană, nu știu, lapte vegan, pastele putem adăuga? Laptele, de exemplu, putem să-l folosim dacă suntem băutori de cafea și vrem să punem puțin lapte vegan. Dar putem să-l facem și noi în casă. De exemplu, laptele de caju, dacă îl fac eu acasă, eu am făcut și mi-a plăcut foarte mult, dar trebuie să știm că e tot gras, da? Caju e o nucă, e grasă, are 600 de calorii pe 100 de grame. 100 de grame de caju, care înseamnă cam un pumn, noi nici nu ne dăm seama, au 600 de calorii. În condițiile în care un om normal, să zicem, care nu face efort, da? Eu sau tu trebuie să consumăm undeva la 1500-1400 de calorii. Menținere, nu slăbire, menținere, da? Și dacă am mâncat un pumn din ăsta de caju, să zicem, simplu, nu-i musai în lapte, 600 de calorii s-au dus, deci noi am rămas cu 1000 de calorii, nici măcar. E trist să mănânci ceva foarte caloric și să nu mai ai buget pentru restul, știi? Are. Și smântâna vegetală sau așa, sunt niște chestii sintetice, făcute ca să înlocuiască, din păcate, proteina animală, dar... Oare chiar e nevoie să le folosim? Adică eu știu că vrem să ducem gustul să fie cât mai plăcut, dar știi cum ne îngăduim azi odată, mâine odată, poi mâine. Și de fapt mereu vrem să ne îngăduim niște mici plăceri. Dar la final vine nota. Pentru astea, pentru micile plăceri o să vină nota. Oricum credem noi. Și s-ar putea să nu ne placă, s-ar putea să fie grasă nota. Și atunci mai bine hai să încercăm să mâncăm curat cu totul. Adică smântâna asta vegetală, ce să zic, o dată, am gustat, am făcut o supă, mai mănânc o dată peste nu știu cât timp. Astea trebuie să fie niște lucruri destul de clar stabilite, știi, mai ales unde sunt familii cu copii și chiar vrei să ții ceva bun, să faci ceva bun pentru corpul tău. Sunt multe variante de... Deci cel mai important, de fapt, ce aș vrea să spun legat de postul ăsta, este ca oamenii să nu se ducă în acele mâncăruri, cum ar fi produse de patiserie de post, pâine în exces, ulei folosit foarte mult. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le scoatem. Pentru că această curățare, de fapt, nu se face decât dacă noi reușim să mâncăm într-adevăr alimentele, roadele, pământul, care sunt legumele, fructele, cerealele. Simplu, boboasele, da? Avem variante de fasole, de năut, de linte, pe care putem să le facem să fie foarte gustoase. Și să renunțăm la celelalte lucruri. Nu mâncăm cartofi prăjiți și ținem post.
mai bine nu ții, sincer. Mai bine nu ții, adică care-i de fapt rezultatul? Corect este să fii în primul rând curat la suflet și apoi să ții post. Pentru că se anulează atunci tot efortul tău alimentar dacă, exact cum ai spus și tu, te ocupi de lucruri care nu sunt ale curții tale. Și aici toată lumea știe ce să bage. Dăm și un pont de cină, că ai rămas la cină. Facem supă, o grămadă de supe creme. Să știi că supă poate fi și cină. Okay. Apropo, am observat că străinii, e chiar un subiect interesant, foarte multe naționalități mănâncă nu ca noi la prânz, mănâncă seara ciorba sau supa. Îți spun din punct de vedere nutrițional, ca să spun așa, nu știu motivul pe care îl fac ei, de ce fac ei chestia asta, dacă s-au obișnuit sau e din familie sau tradiții poate să fie pentru ei, dar dacă de fapt o fac și pentru că sunt conștienți, este motivul următor. Mâncarea este caldă, o supă este caldă și păcălești foarte ușor stomacul când mănânci ceva cald. El devine mult mai repede sătul și se digeră foarte repede. Da? Și eu când mă duc la somn, n-am de digerat, uite, de exemplu, ce n-aș recomanda seara. Bine, sunt multe reguli, dar eu spun așa ca idei. Proteina, chiar dacă este animală sau vegetală, acum fiind în post, da? E greuță o mâncărică de fasole seara, Ramona. Mai bine mănânc mâncărica de fasole la prânz, okay. Și mănânc la seara. Da? Adică e o variantă mult mai ok. Sau mai degrabă mănânc tot ce înseamnă, dacă e o supă de linte, de exemplu, pot să mănânc la prânz. Și fac legumele la cuptor seara. Sau un pic de orez cu legume. Foarte bun. Da? Sau putem să mâncăm, de exemplu, la prânz. Mai îmi place mie și o să-mi fac, acum mi-am adus aminte. Îmi place să-mi fac paste integrale cu măr copt și cu scorțișoară. N-am încercat niciodată. Mai, deci îmi bag merile, le bag în tavă la cuptor, așa, le lasă să facă moi, după aia le pisez, le pun un pic de scorțișoară și le amestec cu pastele. Genial. Prima oară când aud treaba asta și uite ce multe rețete ne scapă nouă. Deci eu am încercat anul trecut prima oară pentru că aveam paste și meri și îmi plăceau atât de mult merile și pastele, așa, și am zis, băi, încerc să le evit, pentru că mai e varianta aia cu gluten, încerc și pe ăla să le evit, nu e atât de rău glutenul, mie nu-mi face rău, dar glutenul în sine este, ai văzut cum e lipicios, așa, după ce îl mănânci, e ceva ce nu, în stomacel nu e chiar ok, dar nu e nici ceva, depinde de fiecare, îmi place foarte mult varianta asta și ceva dulce și știi cum e, apropo de dulce. Da, asta am vrut să spun, că mulți o să simtă lipsa dulcelui, că mâncau multe ciocolăți înainte care poate aveau lapte la ingrediente și atunci e o chestie super faină și dacă le place atât de mult poate să repete rețetele. Bun, fii atentă. Un alt subiect pe care vreau să măcar să-l atingem astăzi, că toți suntem la mâncat sănătos. De ce n-ar fi bine dacă tu trebuie să vezi care sunt motivele. Uh-huh. Poate are niște motive. Poți să-l ascult. Dragul meu, draga mea, vreau și eu, sunt curioasă să știu de ce ai ales să nu mai mănânci carne. Îți face rău, te simți mai bine, ai alte motive, ai văzut ceva pe internet care te-a făcut să-ți schimbi părerea, să poți să înțelegi. Și încă un lucru, dacă n-ar mai mânca carne, da? Sau e o perioadă în care poate toată viața, poate doar o perioadă, nu se întâmplă absolut nimic. Știu că nu contează ce recomandă nimeni, nici măcar eu ți-am mai spus, autoritatea cea mai mare este corpul copilului tău, a tău, a meu și așa mai departe. Eu n-am mâncat carne un an, după aia n-am mâncat jumate de an, acum mănânc când și când. Deci sunt momente, da, în viață în care ne schimbăm. Există aminoacizi în orice, în lumea asta, și într-o plantă. Și noi când vorbim de proteine, vorbim și de aminoacizi de cele mai multe ori, pentru că ei se transformă, proteina se transformă în corp. Și nu o să ducă nicio lipsă. Asta să o spun și pentru tine și pentru toți cei care ne ascultă. Dacă un copil alege, fete mai ales, ne dorim sau îmi doresc să pot să mănânc ca tine, nu știu, luăm un alt, ca tine, poftim, 3 zile să pot ține doar cu suc și fructe. Dau un exemplu. Dar corpul meu ripostează în mod, acum că obiceiul vechi este greu de aruncat, o știm, însă el ripostează ca și cum ar avea o scădere glicemică, ca și cum ți se face rău. Ce facem? Continuăm să ne luptăm până cedează el sau îl ascultăm din prima, am cedat, nu, revin la vechiul obicei, că nu, eu nu pot. Că și aici o treabă. Este. Care e testul? Ce se întâmplă de fapt?
nu să ne placă când corpul nostru ne dă, și ăsta, dar și corpul, da? Ne dă ordine, practic. Adică dăm din nou, Iulia, ceea ce îmi plăcea mie sau ceea ce mă făcea să mă simt ok. Și când nu ești în zona aia și o scăzut un pic glicemia, cum spun unii, aia nu e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este dacă reușești sau nu să mergi mai departe.